stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale guvernului. Acest proiect, în scopul susținerii sociale a copiilor plasați în servicii de îngrijire alternative, precum este serviciul de casă de tip familie, serviciul de asistență parentală profesionistă, propune, începând cu 1 ianuarie 2017, majorarea cu 100 de lei a cuantumului alocației lunare pentru întreținerea unui copil în serviciu casă de tip casă de copii de tip familial, respectiv de la 650 la 750 lei lunar per copil și corespunzător majorarea cu 3,3 lei pe zi a cuantumului alocației lunare pentru întreținerea copilului în serviciu de asistență parentală profesionistă de la 27,7 lei pe zi la 31 lei zi per copil. Costul majorării cuantumului alocației lunare pentru întreținerea unui copil în serviciu casă de copii de tip familial constituie 403.000 lei, iar costul majorării cuantumului alocației lunare pentru întreținerea copilului în serviciu de asistență parentală profesionistă constituie 776.000 lei. Plata respectivă se va realiza din contul mijloacelor financiare alocate bugetelor administrației publice locale. Rog susținerea acestui proiect. Stimați colegi, dacă sunt întrebări la doamna ministru. Nu sunt, mulțumesc, doamna Grigora, și vă rog să prezentați următorul proiect. Stimați domn prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii guvernului pentru aprobarea regulamentului privind modul de stabilire și plata ajutorului material unic pentru însănătoșire persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl. Prezentul proiect prevede aprobarea mecanismului de stabilire și plata ajutorului material unic, specific pachetul de documente necesar a fi prezentat, organul responsabil de stabilire și plată, precum și modalitatea de finanțare și raportare. Suplimentare au fost descrise situațiile de acordare a dreptului la ajutor material persoanelor care locuiesc în aziluri, cămine, pentru bătrâni și persoane cu dizabilități sau celor deținute în instituțiile penitenciare. Pentru plata ajutorului material unic din bugetul de stat anual se alocă circa 17 milioane lei. Implementarea acestui proiect nu va necesita alocarea de mijloace financiare suplimentare. Menționăm că în procesul de definitivare a proiectului a parvenit propunerea de la Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicației privind substituirea în anexa numărul 1 la regulament a sintagmei președintele prestatorului de servicii de plată cu sintagma administratorul prestatorului de servicii de plată care se acceptă. Luând în considerație cele expuse, rog respectuos susținerea acestui proiect. Domnul Cipotari, vă rog. Domnul prim-ministru, stimată doamnă ministru, noi avem câteva observații la acest proiect. Ține de articolul 18 și 19 care anulează de fapt un drept născut la ajutorul financiar al persoanei care a decedat. Ori un drept născut, el nu poate fi anulat și nu poate fi restituit acel ajutor material înapoi către Casa Națională de Asigurări Sociale. Și a doua obiecție ține de articolul de punctul 24. Problema este în formularea la care s-a recurs, deoarece ea contravine prevederilor curții sau hotărârii Curții Constituționale numărul 19 din 19 iulie 2016. Și sintagma pe o perioadă de cel mult 3 ani până la data solicitării ar trebui să fie înlocuită cu sintagma pe o perioadă de cel mult 3 ani până la data solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării, așa cum este formulată în hotărârea Curții Constituționale. Se acceptă ambele. Mulțumim. Dacă sunt și alte propuneri sau întrebări, dacă nu sunt, vă mulțumesc, doamna Grigoraș, și vă rog să prezentați proiectul numărul 6 din ordinea de zi. Vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului. Hotărârea guvernului numărul 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcționarilor publici reglementează condițiile concrete de salarizare a funcționarilor publici. Sub punctul 2 al punctului 8 din hotărâre stabilește că funcționarul public beneficiază de premiu anual egal cu 10% din salariul anual total, acordat proporțional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv. Această normă este în vigoare începând cu anul 2016. Însă, în cadrul implementării normei juridice au apărut multiple adresări din partea autorităților publice cu solicitarea de a concretiza care plăți salariale se includ în cele 10% a salariului anual total.
În scopul aplicării corecte a prevederilor articolului 10 din legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici și sub punctul 2 al punctului 8 din hotărârea Guvernului privind salarizarea funcționarilor publici, propunem completarea hotărârii de guvern în care se indică expres care plăți salariale se includ la calcularea premiului anual. Solicit respectuos susținerea acestui proiect. Dacă aveți întrebări, vă rog. Nu sunt, se acceptă și vă mulțumesc, doamna ministru Grigoraș. Următorul proiect care este